Salutare, numele meu este Spătaru Antonio Bogdan, mă bucur de nou să fiu încă o dată aici și mulțumesc Nvidia pentru invitație. Sunt graphic designer la Porc, 3D artist și freelancer în același timp și astăzi o să vă prezint în mare parte cum lucrez eu în software de editare 3D, în special în Cinema 4D. Și o să trecem puțin și prin Nvidia Canvas, o să vă arăt cum fac eu un HDRI, cum în mare parte fix cum este tot workflow-ul meu de artist. Voi ce faceți? Cum sunteți? Văd că e deja ceva lume prin chat. Dacă aveți ceva întrebări, nelămuriri, puteți oricând să-mi lăsați acolo în comentarii sau dacă sunteți deja intrați pe canalul nostru de Discord, puteți să intrați acolo. Legat de canalul nostru de Discord, Alchemy Workshops, o să vă povestesc puțin despre el și care este misiunea lui și o să vă las și în comentarii încă o dată un link de invite pe care de asemenea îl găsiți inclusiv în descrierea live-ului. Ok. Alchemy Workshops este o comunitate de Discord unde sunt mentori și coach și diferiți membri. Misiunea noastră este să vă prezentăm cum facem noi toată arta 3D, cum edităm, trecem prin tot procesul și aveți șansa de a vă alătura grupului, să ne puneți întrebări, o să susținem o serie de live-uri în care o să vă arătăm cum lucrăm noi, în ce programe și aveți șansa să, o să vă dăm task-uri și o să aveți șansa să lucrați și voi, să ne arătați, să ne puneți întrebări și așa toată lumea învață și totul este minunat. O să începem cu o mică prezentare a Nvidia Studio. Putem regăsi pe pagina lor web Nvidia.com Studio o mulțime de detalii legate de acest ecosistem, avantajele acestuia legat de 3D animation, video editing, fotografie, graphic design, chiar și broadcasting dacă sunteți pasionați de live streaming. Și cum ajută Nvidia Studio prin driverele, componentele hardware, să facem totul mult mai rapid și cât mai eficient. Ok, bun, pe mine puteți să mă găsiți de asemenea pe contul meu de Instagram, Spătaru Bogdan, și să trecem la treabă. O să vă arăt pe scurt cum arată serverul nostru de Discord. Două secunde. Extend duplicate. Ok. 1, 2. Două secunde. O să luăm o mică pauză și revenim imediat. Așa, ne pare rău pentru
micile probleme tehnice. Cum ziceam, o să vă arăt pe scurt cum arată serverul nostru de Discord. Găsiți linkul de invitații fix în descrierea live-ului și avem diferite canale, general, unde discutăm diferite chestii. Avem și o sesiune de introduceri unde ne prezentăm fiecare. Momentan suntem 15 persoane. De asemenea, dacă vreți să intrați, este pentru toată lumea, mai ales pentru începători care sunt la început de drum. Deci dacă știți sau sunteți artiști la început de drum, consider că este o șansă foarte bună pentru a vă dezvolta în acest domeniu. În regulă, cum ziceam, mă găsiți și pe pagina mea de Instagram, pe Spotar Bogdan, unde găsiți artwork-uri realizate de mine pe diferite tematici, fantasy, hiperrealism, aveți și câteva render cu mașini, dacă sunteți pasionați, desigur. Și cum ziceam mai devreme legat de Nvidia Studio, pe pagina lor oficială găsiți mai multe detalii, cum vă ajută Nvidia Studio prin pachetul hardware, software, avem aplicații cum ar fi Nvidia Canvas, bazat pe inteligență artificială, Nvidia Omniverse și Nvidia Broadcast, dacă sunteți pasionați din nou de streaming. So, yeah. Întâi de toate o să vă arăt interfața programului în care o să lucrăm în mare parte astăzi, anume Cinema 4D. O să dau pe interfața cu care o să vă deschidă și vouă și o să vă explic imediat și cum o puteți customiza ca să fie mai ușor să găsiți anumite tool-uri. Și da, voi ce ziceți, ce faceți, cum sunteți, chat-ul ce zice? Andrei ne zice că el la muncă e 3 după amiaza. Yeah, pare rău, toată lumea muncește la ora asta, e perfect normal. Bun, s-a deschis programul. În partea de sus avem denumirea proiectului, aici în colț. Și în partea dreaptă avem diferite workspaces, în funcție de ce vrem să realizăm. Avem modul standard, modul pentru modelare, dacă vrem să sculptăm, UV edit, paint, groom și o să vă explic în mare parte despre ce este fiecare. Modul standard, cum o spune și numele, este standard, este modul implicit, unde găsiți tool-urile de bază pentru editarea 3D. Workspace-ul pentru modelare este destinat fix modelării obiectelor în 3D, editare de poligoane, muchi, etc. Avem și workspace pentru cei care vor să sculpteze obiecte și nu vor să le modeleze din start. UV Edit editează practic suprafața obiectelor pe care le avem. Pentru a insera imagini, texturi, materiale, etc. Avem workspace-ul Paint pentru a picta direct pe obiectele pe care le avem. Groom pentru a genera păr sau iarbă, gazon, whatever. Track pentru animații. Script, dacă sunteți și pasionați de asemenea de programare și vreți să duceți la maximum capabilitățile programului. Și Nodes, desigur, dacă vreți să faceți chestii mai complexe și tool-urile de bază nu vă sunt suficiente. Noi o să începem cu modul standard, unde, ca în orice interfață, avem bara de sus cu opțiunile File, Edit, Create, Modes, etc. În modul File o să găsim setări de bază ale proiectului, să dăm open, să-l salvăm, să-i dăm export, etc. În modul edit, cum o spune și numele, edităm anumite obiecte. Modul create îl avem și aici în dreapta, sub forma acesta de pictograme, unde putem să creăm null, forme geometrice, avem arc, helix, circle, rectangle și multe altele. Avem și obiecte 3D cum ar fi cub, cilindru, disc, sferă, poligoane, capsule, avem chiar și figure. O să las aici pentru că este foarte cute.
Așa, avem inclusiv text. Dacă vrem să creăm text, să-i dăm extrud, să facem typografii în 3D. Și avem diferite opțiuni, să-i dăm subdivision la poligoane, să-l facem mai smooth, să-i dăm extrud. Practic sunt chestiile de bază pe care le găsim și în majoritatea programelor de editare 3D. Ca o scurtă introducere, cum navighez prin viewport. Acesta este viewportul, unde văd varianta brută a obiectelor, fără a fi ceva realist, a avea texturi super complicate. Avem în colțul din dreapta sus opțiunea de a muta camera, pan. Avem opțiunea de a da zoom și de a roti. Pe mine mă ajută foarte mult și o găsesc foarte folositor. Pe tastatură, pentru fiecare dintre cele trei de sus, avem butoane alocate 1, 2 și 3. Și în momentul în care vreau să dau pan la cameră, pur și simplu apăs pe 1 și țin apăsat pe ecran și trag. La 2 la fel și la 3 rotesc. Așa este mult mai ușor de a naviga prin programul acesta. De asemenea, există și diferite mouse-uri și gadget-uri prin care pot naviga mult mai ușor prin scenă. Dar, sincer, așa m-am obișnuit cel mai ușor. Bun, în partea stângă avem tool-uri de selecție și putem selecta prin Live Selection și avem un brush rotund, este similar cu cel din Photoshop. Avem opțiunea de Rectangle, Lasso și Polygon Selection. De obicei îl folosesc pe cel live, cu acest mic brush pe care putem să-l mărim de asemenea tot la fel cum găsim în Photoshop de pe parantezele pătrate. Îl facem mai mic, mai mare și ne este mult mai ușor să selectăm obiectele. În momentul în care pensul acesta atinge obiectul, acesta face un contur galben și ne dăm seama că este selectat. Și în partea dreaptă, în lista de obiecte pe care le avem, de asemenea arată evidențiat aici. Bun, o să șterg ăstea momentan. Ok, mai jos avem opțiunea de move a obiectului și în momentul în care selectăm putem să-l mutăm pe cele trei axe, X, Y și Z, pe care le găsim și aici în caz că ne încurcăm vreodată. Y este sus, X este în dreapta și Z-ul este în adâncime. Avem opțiunea de move, de asemenea putem să ținem apăsat oriunde pe el și putem să-l mutăm. Dacă vrem să fim foarte preciși, avem în stânga sus, mi se pare că aici la view, dacă nu, de pe F1, F2, F3 se mută pe toate părțile, front, perspective, de pe F5... putem să activăm toate vederile în partea de sus, în partea din dreapta, în partea din față și putem să mutăm foarte precis obiectul după placul nostru de pe fiecare. De pe middle click, de pe mouse, putem să intrăm și să ieșim din fiecare view ca să ne mișcăm mult mai rapid și mult mai eficient. O să rămânem în view-ul de perspectiv. Zice Diana, foarte useful când vrei să muți obiecte. Exact, este foarte folositor atunci când vrei să muți obiecte. Ca să nu te încurci prin ele, să ți se pară că un obiect este mai în stânga, unul este mai în dreapta. Așa, cel mai simplu, middle click și le regăsim pe toate aici. Așa. Și de asemenea, în fiecare view putem să folosim din nou funcția de pan și mutăm camera să ne fie cât mai ușor și cea de zoom. Funcția de rotate funcționează doar așa. Nu este o chestie foarte bună. Mă încurdă foarte multe ori în ea. O să continui pe perspective. Avem funcția rotate
și în funcție de unde avem punctul, putem să rotim obiectul. Și de asemenea, dacă nu ne convine să rotim obiectul din acest punct, în partea de sus avem aceste două săgeți, este ca graficul de la școală, și cu funcția move o să mutăm axa puțin mai sus. Două secunde. Nu vrea să meargă. Așa, bun. Bun, putem să mutăm axa și am dus-o în partea din mijloc de aici. O dezactivăm și pur și simplu acum putem roti obiectul din partea de mijloc. Avem funcția scale, care ne ajută în caz că avem un obiect foarte mic, am importat un obiect foarte mic, putem să îl mărim, pur și simplu tragem în afara lui sau putem să tragem și de axele diferite. În schimb, dacă vrem să îl scalăm proporțional, tragem în afara lui și pur și simplu tragem înspre exterior sau spre interior dacă vrem să-l micșurăm. O să-l facem puțin mai mare, o să-l lăsăm aici. Și în funcție de cum dorim să iasă, putem să îi facem scale pe axele pe care le dorim. Această funcție scale, dar și rotation, putem să le găsim când apăsăm pe obiect în spațiul de atribute și coordonate. Putem să mutăm tot la fel foarte precis pe diferite axe, putem să îl rotim și să-i dăm scale și să fim foarte preciși. Mergem mutată și din coordonate, nu? Exact, mergem mutată și din coordonate. Avem scena în centimetri acum și dacă vrem să-l punem fix pe mijloc, avem clasicul 000 la toate și practic este în poziție implicită, fix cum ne dorim. Cu un ochi pe Photoshop, celălalt pe pixelaj, viața e bune. Normal că viața e bune, spor la cafeluță, dău. Așa. Pot fi folosite în alte aplicații pentru game development, gen Unity, Unreal, etc. Desigur, poți să configurezi obiectele și scena în cinema, dacă ți-e mult mai ușor, și în momentul în care vrei să faci trecerea la Unity, la Unreal, poți să folosești bridge-uri sau sunt o groază de tutoriale care te învață asta pas cu pas, cum să dai export, și se aplică atât animații prin keyframe-uri, cât și materiale. Este foarte folositor dacă ți-e mult mai ușor prin cinema sau Blender sau whatever, poți folosi asta. Bun, trecem puțin mai departe. Dacă vreți și aveți întrebări legate de asta, puteți să-mi adresați oricând în comentarii, o să mă uit și aici în continuare. Avem mai multe moduri prin care putem să vizualizăm obiectul. Și avem funcția display de aici de sus și putem să vedem liniile din care este compus obiectul pe care îl avem în scenă. Avem și opțiunea de quick shading constant și practic avem o siluetă a obiectului. Avem constant shades cu linii și așa ne arată liniile din care este compus. Și preferatul meu mi se pare foarte clean, cel doar de linii. De asemenea, o să vă mai arăt mai târziu o opțiune pe care am găsit-o foarte useful în Cinema 4D, când folosim și Octane. Și putem să folosim și lines direct și vedem atât în față cât și în spatele obiectului toate liniile din care este compus. Ok, trecem mai departe
Și aș vrea să vă întreb cam ce ați vrea să învățați, dacă ar fi pentru prima dată când deschideți programul acesta, cam ce ați vrea să învățați. Diana ne spune dacă pot arăta ulterior cum funcționează acel keyframe de jos pentru animații. Sigur, practic este o bară care derulează de la 0 la 90 de frame-uri și în funcție de proiectul pe care îl avem setat, putem să vedem specificațiile aici la Mode, Project și avem aici FPS și putem să-l facem pe 30 de frame-uri cât este implicit, putem să-l facem pe 24 de frame-uri și făcând un calcul, practic ne calculează 3 secunde implicit programul, de la 0 frame-uri la 72. O să folosim varianta de 30 și avem 90 de frame-uri și luăm un obiect oarecare, luăm un cub, ne schimbăm modul pe așa și avem cubul în poziția inițială, avem punctul pe 0 și pe acest buton roșu setăm un keyframe. Iar în momentul în care vrem să îl mutăm stânga-dreapta, pur și simplu ne ducem unde am vrea să ne oprim, spre exemplu la 90 și mutăm obiectul în poziția dorită și apăsăm din nou pe acest buton roșu. Și în momentul în care o să-i dăm play, o să vedem cum traversează de la 0 la 90, din punctul 0 în punctul în care dorim să-l mutăm. De asemenea, modul de mișcare a obiectului este setat implicit pe spline, adică nu este o mișcare liniară care parcurge din punctul A în punctul B într-un mod liniar constant și are acest început greu, după aia care pe sfârșitul la fel devine mult mai lent. Bun. Ca să schimbăm asta și să avem o mișcare liniară, putem să dăm pe obiect, să selectăm keyframe-ul de aici de jos, din punctul 0, și la tipul key-ului schimbăm de pe spline pe linear. Valabil pentru ambele keyframe-uri pe care le-am făcut și acum mișcarea este total altfel, mișcarea este liniară, totul se mișcă constant. Yep. Și cam așa funcționează keyframe-urile. Ai un punct de plecare, îl pui în poziția în care vrei să fie și pur și simplu apeși din nou pe butonul roșu, pe Record Active Objects. De asemenea, dacă în mijlocul animației, spre exemplu la 45, vrei să-l muți mai în spate, îl pui aici și apeși din nou pe butonul roșu și acum o să se ducă de la 0 la 45 în poziția de mijloc, iar de la 45 la 90 în poziția finală. A intrat și Eto. Florin, care e cel mai recent lucru pe care l-ai învățat în Cinema 4D și te-a făcut să te întreb cum am putut trăi până acum fără să știu asta? Sincer, am descoperit funcția de volume builder, care mi se pare foarte folositoare, mai ales când ai foarte multe obiecte și vrei să le îmbini într-unul singur. Pur și simplu luăm, spre exemplu, mai multe cuburi. O să-l șterg pe acesta. Și luăm 3 cuburi, la întâmplare. Și folosind Volume Builder, le trecem pe toate sub acest Volume Builder. Și practic o să fac o reprezentare a îmbinării acestora. 2 secunde să-l fac pe cel din mijloc mai mare puțin, să fie puțin mai evident. Așa, și în tabul de object putem să selectăm cât de rezoluția practic la care vrem să facem îmbinarea. 2 secunde ca da crash. Am selectat un voxel mult prea mic.
Până atunci, salut chat-ul încă o dată, salut la toți creativii, inclusiv aia care bagă treabă în alt tab, sigur, mult respect pentru aceștia. Pot importa pet-uri din Illustrator în cinema ca să modelez ulterior după ele? Sigur, sigur pot să faci asta. Eto, a rămas șocat când am văzut că există un discurs special pentru asta, ce e în descriere. Sigur, nu uitați ce e în descriere. Puteți să accesați linkul de acolo și să intrați pe Discord-ul nostru, unde o să vorbim, o să dezbate mai multe subiecte și o să fie totul foarte, foarte chill. Două secunde să deschid. Task Manager. Mă chinui de două săptămâni să fac Eggway Diffraction Grating cu 3 ordine de octane. Problema că la fiecare ordine e format din 3 spec mats. În esență am 24 de shadere, dar doar dacă fac un ordin, please help. Holy shit, pare mult prea complicat ce ai descris acum. Ok. Încerc să-l închid cumva. Două secunde. Settings. Da, se mai întâmplă chestii de genul, mi se pare complet normal. Cinema 4D a zis off. Problema e că mănâncă 99% din memorie și... Practic e foarte greu de ochit. Voi ce faceți? V-ați băut cafeluța astăzi? Task. Gata, în sfârșit are viață. Super, super. Ok, intrăm din nou și reluăm tot procesul și suntem mult mai atenți. N-ar strica să am task managerul aici mic deschis. Ok, bun, am revenit în interfață. Cum ziceam, facem 3 cuburi. Și explicăm care este treaba cu Volume Builder, că tot am menționat de asta. Și practic avem acest Volume Builder, le trecem toate obiectele în această ierarhie și pur și simplu scădem până când avem toate acestea îmbinate. Iar acest volum builder o să ne folosim de volum mesher ca să avem un mesh efectiv al obiectului pe care vrem să-l obținem. Și dacă dăm la display și dăm shading, o să vedem că avem o groază de poligoane mai mult inutile, sincer, dar și-a făcut treaba, este un singur obiect, poate fi mutat, scalat. Încerc să nu-mi dea iar crește
E greu, ok, bun. Și în momentul în care avem un volum measure, pur și simplu îi dăm să îl transferăm ca obiect și putem să dăm hide la acestea și avem obiectul final. Și un lucru pe care l-am mai învățat de curând și sincer chiar mi-a schimbat viața este funcția remesh. Și practic orice obiect ai și este într-o stare ca aceasta, sunt foarte multe poligoane puse random, folosim funcția remesh, tragem obiectul în remesh și așteptăm să proceseze și să ne dea încă o variantă de mesh density ca să continuăm cu proiectul și din 100% putem să-i dăm 10, spre exemplu, să avem o densitate mai mică. Și asta ne ajută cumva să optimizăm scena mai mult. Vedem că avem mai puține poligoane. De asemenea, putem să, în funcție de mesh density, putem să avem și opțiunea polygon count. Și în loc de 2000 de poligoane, hai să zicem un număr random, nu știu, 10. Să avem 10 poligoane, să vedem ce ar putea să genereze. În partea de jos o să ne arate oricum progresul prin care trece. Acum se încarcă ca să ne genereze modelul nou. Ok. O să continui cu ce zicea Diana, că importatul peturilor din Illustrator în Cinema ca să modelezi ulterior după ele. Asta mi se pare foarte folositor, mai ales în cazul în care ai un text pe care l-ai făcut tu în Illustrator și vrei să îl faci în 3D, să-i dai un extrud, să îi pui niște lumini și să arate mult mai bine. Oh, Doamne. Ok, deci asta a generat remesher-ul cu 10 poligoane. That's interesting. Ok. Nu o să mai avem nevoie de acestea. De asemenea, sunt foarte multe tool-uri pe care putem să le folosim. O să folosim varianta de text și o să scriem aici Nvidia. Bun. Și folosim un font foarte, foarte profesional. Deci, Florin, dacă ești aici, îmi pare rău. Nu știu dacă îl găsim exact ăsta. Deci, Comic Sans-ul este cel mai bun font de folosit ca graphic designer, ca illustrator, ca orice. Și avem textul Nvidia, unde putem să îi reglăm înălțimea, să-l facem mai mare, să-l facem mai mic. Align-ul îmi place mereu să-l țin pe middle, pe centru. Vertical spacing, horizontal spacing. Vreau să fie așa mai narrow, putem să-l facem mai... Oh, ok, putem. Ok. Super, hai că să-mi vin acolo, nu prea îmi place. Ok, bun. E ok așa cu valoarea minus 5. Și o să folosim tool-ul de extrude. Și tragem text line-ul fix sub el. Și acum avem o variantă 3D la textul pe care l-am făcut noi. Offset-ul este adâncimea pe care o are textul, pe care vrem să o aibă. Și dăm, spre exemplu, un 16. Arată destul de ok. Subdivision, dacă este cazul, nu prea mult. 2 cred că este suficient ca să avem o linie de mijloc. Și caps, dacă vrem să îi facem capetele acestea, să-i dăm un size să fie mai rotunde, așa. Zic că arată super profesional. So, yeah. Și de asemenea putem din extrudul ăsta să folosim din nou remesh-ul și practic o să îndrepte poligoanele pe care le are și voilà, avem o topologie mult mai curată,
e totul mult mai ok. E cum trebuie să arate un obiect 3D based. Ok, o să continuăm cu ăsta și o să-i zicem Nvidia Studio. Bun. Și ce am putea să facem cu el? Am putea să folosim tool-uri de a deforma obiectele, cum ar fi Bend. Și pur și simplu facem asta un obiect, ca să avem o variantă pe care putem să o edităm oricând. Connect Objects, ăsta îi dăm Hide. De pe aceste butoane verzi și roșii, practic activăm și dezactivăm obiectele din Viewport și din Render View. Practic acesta este obiectul și partea de sus, primul buton va fi de Activate, de Viewport. Și în momentul în care e roșu, practic nu o să-l mai vedem în Viewport, dar în panoul de render o să fie în continuare acolo. Și invers, în panoul de viewport o să rămână în continuare și în cel de randare o să dispară, nu o să-l mai ia în calcul. Ok, activăm din nou acesta cu Nvidia Studio. Și în, tragem ăsta în Bend și practic o să îndoim obiectul pe care îl avem. Ce-mi place la Sina pentru că are aceste forme de ghidaj care îți arată efectiv în ce parte o să se întâmple totul. Și în funcție de cum mișcăm și unghiul și strength și uite, putem să lăsăm așa, pare foarte artistic. Și putem să modificăm maxele totul, avem within a box, unlimited. O să lăsăm pe Unlimited. Ok, deci arată așa. Bun, și putem să folosim foarte multe chestii. Avem de asemenea opțiunea de a clona obiecte. Dacă vrem să generăm foarte multe obiecte deodată, avem funcția Cloner. Și practic facem un cub. O să facem un cloner. Acestea două seamănă foarte mult și de fiecare dată le confund cu subdivision, cu clonerul. Așa. Și acum în partea de jos avem count și avem 3, 1, 3, adică 3 în dreapta, 1 pe verticală și 3 în adâncime. O să cresc puțin distanța dintre ele ca să fie mai evidentă. Bun. Și o să facem 3 cu 3 cu 3. Și practic avem un cub format din cuburi care sunt clonate și practic nu mai pierdem timp să așezăm fiecare cub la distanță egală. Avem funcția aceasta care face asta pentru noi deja. Ok, o să actualizez puțin chat-ul pe telefon ca să fie mai la îndemână. Mi se pare că pe ăsta are puțin delay. Ok, bun, uite, deja o, doamne, am ratat foarte, foarte multe chestii. Două secunde să deschid din nou. De fapt o să-l țin pe telefon. Mi se pare mai ok pe telefon. Da, ok. Și o să citesc de aici. Ok. Așa, a importat pet-uri din Illustrator. O să facem asta imediat. Eu am rămas șocat că așa. Bun. Bun. Mere să dai Polygon Reduction pe Volume Measure. Din câte știu, da. Mi se pare că e opțiunea asta. Două secunde din Volume Measure.
Da, mi se pare că pot să faci, că putem să facem asta din voxel range și din cât de adaptiv să fie. Și practic folosind aceste două slidere putem să obținem obiectul fix cum ne-l dorim noi. Și dacă vrei să muți, rotești, whatever, fiecare literă în parte, cum le poți despărți? Ok, o să descoperim asta împreună. 2 secunde. Și o să folosim asta. Nu cred că poți să faci asta într-un mod foarte rapid. Ar trebui să iei fiecare literă, să îi dai copy, paste și practic să faci un grup cu toate. Grupii și pune-l jos în ierarhie, nu trebuie să fie editabile. Sure. Care e diferența între remesh și subdivision surface? Subdivision surface practic multiplică numărul de poligoane și face suprafața mult mai smooth. Adică cum avem aici numărul acesta de poligoane, dacă îl dăm în subdivision, practic le multiplică de 2 ori sau în funcție de câte ori vrem să le multiplice. Putem să dea să facă asta o singură dată. 0, acesta este cel implicit. 1, 2, 3. Pe când funcția remesh, practic, reconstruiește suprafața obiectului ca să avem o topologie cât mai corectă și cât mai omogenă, să zic așa. O să încerc să deschid Illustrator-ul și să facem un pet ca să-l importăm în Cinema 4D, să-i dăm extrude, să vedem workflow-ul acesta cum funcționează. 2 secunde. Facem un fișier de web. Ok. Bun. Și avem interfața de la Illustrator. Și practic o să luăm un pen tool și o să trasăm obiectul nostru. Nu știu, cred că o să facem o boabă de fasole efectiv. Ok, bun. Și o să-i dăm file. O să-i dăm export. O să-l salvăm, pardon. Sorry. Save as on your computer. Să-l punem pe desktop. Și o să fie bine. Așa, și ca variantă o să folosim Illustrator 8, pentru că aceasta este cea mai ok variantă ca să importăm materiale vectoriale direct în Cinema 4D. Bun, și avem ne-am întors din nou în Cinema 4D, îi dăm file și ca să nu ne deschidem un proiect nou, o să-i dăm merge project. Și o să folosim bin.ai. O să ne importe pet-ul acesta și o să-l mutăm în centru. Și o să dezactivăm asta momentan. Bun. Să-l punem în centru. Cu funcția scale o să-l mărim puțin. Și cum am folosit și la textul anterior, o să-i dăm extrude, îl punem sub și aș alege o variantă foarte, foarte subțire ca să-i dau round la maxim și să fie ceva de genul. Mai contează în ce versiune de Illustrator salvezi pet-ul, din câte am văzut la ultima variantă de Illustrator, dacă îi dai export bin V2 ca Illustrator 2020, cel puțin mie nu mi l-a mai deschis. Ok, bin V2. A, aparent merge. Și merge chiar mai ok, adică ni-l ia direct ca
bet. Așa, și are și o față, efectiv. Da, the more you know. Așa m-am obișnuit să-l salvez ca Illustrator 8, ca să fie mie mult mai ușor. Ok, bun. Continuăm cu fasolica noastră și am făcut-o așa rotundă și o să-i dăm un o să-i dăm mai multe segmente. Două secunde să-i dau. Așa, ok, bun. Și practic ne jucăm cu opțiunile din din Cinema 4D. Putem să folosim și varianta de curve. Și dacă vrem să folosim un curve neobișnuit, spre exemplu, să fie forma aceasta, putem să ne jucăm cu aceste slider de aici, modificăm. Deja arată ca o navă spațială, to be honest. Ok, sau solid, și practic o să ne-l facă așa. Și step, practic, ne face întrepte. Ieși în denumire. Ok, o să continui cu round. Object, o să-i dau subdivision puțin mai mare. Și o să folosesc remesh-ul ca să fie mai smooth. Zicea Euroset, băi, nice nou remesher, merge foarte repede dacă îi dai 0.1 adaptiveness. Yep, it's way faster. Și practic avem forma noastră din Illustrator pe care am făcut-o acum în 3D. Pe lângă viewport-ul ăsta care este foarte sec, sincer, mă folosesc foarte mult de renderul de la Octane, engine renderul. Și o să se deschidă o fereastră care ne va arăta cum este randat tot ce avem în viewport, și de pe aceste trei linii pot să îl mut efectiv în ce parte vreau și pot să-mi customizez interfața din Cinema 4D. Eu m-am obișnuit foarte mult să-l țin pe mijloc, în stânga să am viewport-ul și în dreapta să am live view-ul de render, și de pe acest buton practic dăm render, dar nu vi se pare că fundalul e prea sec? Mi-ai făcut poftă de alune. Dacă vede Elon Musk, asta mai scoate o Tesla. Sure, sure. Deci, țineți minte forma asta și dacă o vedeți un an viitor la Tesla, hit me up. Ok, ziceam că fundalul este foarte sec. Și mă gândeam să facem un HDRI în Nvidia Canvas, cum am explicat și data trecută. Și o să-l folosim în această scenă ca să dăm o ambianță mai plăcută. O să vedem cum iese. Pornim direct cu varianta 360, noul update de la Nvidia Canvas. Și hai să fim creativi. E un deget. Da, este un deget. Bun, o să dezactivăm layer-ul ăsta și o să-l ștergem, scăpăm de el, vreau să începem de la zero. Și aș vrea o atmosferă mai noroasă, să zic așa. Și o să-i dăm fill aici, cu nori. Iese bombă, ok. Și aș vrea foarte puțin ceva de iarnă. Ok. Mama, asta arată rece, rudă tot. Ok, mai facem un layer și o să... Dacă e iarnă, e iarnă la munte sau în altă parte? Voi ce ziceți? Eu zic că e la munte, dău. O alună în pădure. Maxim asta facem. Ok? Și practic pictăm niște munți.
Asta e maximul de braș pe care îl avem. Sunt curios dacă are aceeași problemă pe care avea Paint-ul înainte, în caz că nu știți, dacă aveai un pixel efectiv care nu era îmbinat printre linii, dădea fill la toată pagina. E, tehnologie, doamnelor și domnilor. Ok. E iarnă în București, în sfârșit. Da, tocmai ce am despodobit bradul și acum trebuie să scoatem înapoi, că nu mai vine Crăciunul din nou, o să vină concedii din nou, o să fie totul chill. Iarna la Găiești de asemenea, let's go. Facem o mică pădure pe aici. Ok. Varianta asta de forest... Da, e ok. O să schimbăm și puțin variațiile ca să avem de unde alege. Da, deci mă uit cu groază, efectiv, la tot spațiul ăsta. Deci că e un vis urât. Deci frigul ăsta nu e ok. Aici avem o mică parte lipsă și o să luăm și o să îmbinăm unde s-a stricat. Bam, bam, bam. Arată-mă mai ok. Mai pune și puțin cer, să zic că e mai senin puțin pe aici. No, arată-mă ok. Dacă e cozonac, poate fi iarnă și în iulie din partea mea. Sincer. Trebuie să dai de variation până găsești un alun. Nu, suntem ok cu fiecare copac, adică nu facem discriminări, poate să fie stejar, poate să fie fag, poate să fie de toate. Doar să fie ceva ok. Vă inspiră ceva legat de vremea de afară, cum e, nu știu, majoritatea de aici sunteți în București, nu? Nu. Adică ceva de genul, mă gândeam, efectiv, zăpada asta pe aici, haos total. Yeah, it's looking good. Îi punem și niște dealuri pe aici. Și practic ne jucăm ca să avem ceva de bază. Ok, să zicem că l-am finisat. O să-i dăm un export. Și cum am zis și data trecută, partea mișto care mi s-a părut la tot update-ul ăsta, că putem să dăm export ca AXR și efectiv îi dăm export ca un HDR normal pe care îl găsim de pe net. It's perfect. Și o să-i zicem HDR iarnă. Let's go. Și acum o să-l importăm în Cinema 4D. Prin Octane și în tabul de objects îi dăm HDR environment tip pentru cei care folosesc Octane. Apăsați întotdeauna pe imagine, pe textură și abia după inserați unde era? Pictures, ok. HDR iarnă, ok, bombă. Bun, și avem HDR-ul nostru. Un HDR de iarnă, deja mi-e frică, mă uit la el. Și o să schimbăm modul de randare de pe Direct Lighting pe Pet Tracing ca să avem o acuratețe mai mult a bounce-ului de lumină care afectează obiectul. Ce ne lipsește din toată această interfață este tabul de materiale și o să-l găsim în panoul de window. Material Manager și o să-l deschid aici, deși nu-mi place poziția unde e și o să-l tragem jos de tot. Bun. Aceasta e interfața mea de bază în care lucrez și acasă și o să o salvez și aici prin Window, Customization și Save Layout as așa.
Și acum putem să trecem oricând la varianta standard sau la aceasta pe care am făcut-o noi acum. Să cauți un material de alună pe Quixel. O să folosim și Quixel puțin mai târziu ca să facem un mic environment pentru obiectul pe care vrem să-l facem. Zici că e OZN-ul din Bucești. Da, ne lipsește tuneluri pe aici, sincer. Deci, arată bine HDR-ul ăsta. Adică, it's lovely. Poate puțin power, așa, super, super arată, perfect. Și acum obiectul nostru este iluminat în funcție de ce lumină avem în spațiu. O să dezactivăm asta. Și o să ne întoarcem la textul nostru pe care l-am făcut. În Octane fac și materialele de asemenea și în panoul de materials, create, avem diferite tipuri de materiale, avem diffuse, glossy, specular, metallic. O să explic puțin din fiecare. Materialul difuz practic nu are proprietățile unuia glossy, ca să aibă acea reflexie. Este practic implicit. Putem să-i setăm culoare, textură, whatever. O să facem verde. Super. Amazing. O să le păstrez aici, o să-i zic. De fapt, deja sunt denumite Octane Diffuse 1. Materials. O să folosim acum acel glossy. Și cred că putem să dăm duplicate la ăsta puțin. Aici în diffuse, glossy, metallic și universal. Yep. Should be good. Și o să șterg band-ul de la fiecare. Bun. Deci acesta este cel diffuse. Acum pe cel de jos o să folosim glossy. Și o să vedem că are o textură mai shiny aici, o să fie mai strălucitor, o să aibă reflexii. Și tot la fel în tabul de diffuse o să-i dăm tot culoarea. De fapt o să selectăm altă culoare ca să le evidențiem. Și o să fie așa glossy. O să facem un material metalic. Și ne vine implicit crom. Pe care putem să-l edităm, putem să-l dăm specular mai mic dacă vrem să-l facem mai întunecat. Putem să-i dăm roughness dacă vrem să fie mai neșlefuit, mai necro, mai metalic natural. O să-i dăm și unul specular. Specular este folosit în mare parte pentru sticlă, pentru lichide și practic putem să vedem prin el și cum se refractă imaginea. Yeah. Cum se refractă imaginea prin materialul de sticlă. Ok, o să mă uit puțin pe chat să văd update-uri. Păi nu ca așa, vrem noduri. Noduri ar fi o lecție mai de viitor, când experimentăm mai mult ce poate Cinema 4D. Momentan facem chestiile basic ca să facem o introducere, să ne obișnuim cu interfața, cu comenzile, cu cum să navigăm. De asemenea, nu v-am arătat cum copiez și mut obiecte. Dacă apăs control și trag într-o axă anume, practic îi face duplicate și îl mută în direcția în care doresc. Și așa mi se pare mai ușor să copiez și să dau paste la obiecte în diferite locații.
Bun. Merge modificat indicele de refracție material transparent? Sigur că merge și dacă nu știați diferite materiale au un indice de refracție diferit, cum ar fi cel de sticlă, diferă cu cel de apă și tot așa. E o listă pe internet, dacă nu mă înșel. Cred că pot să vă las mai târziu în comentarii. Și în funcție de indice de refracție pe care vrem să îl folosim, în funcție de materialul pe care vrem să-l obținem, Index of Refraction. Listă, ok. Bun. Ok, sunt foarte multe materiale, efectiv. Uite, spre exemplu, cornea din ochiul uman are indice de refracție 1,373. Așa. Uleiul vegetal are indice de refracție 1,47 și în funcție de cum modificăm acesta, se modifică și refracția imaginii din, din obiect. Ia să-l facem noi. Ce-am zis? Ulei parc. Da, ulei vegetal. 1,47. Și din tabul de transmission putem să-i schimbăm culoarea și să-i dăm o culoare super, super random. Putem să-l facem inclusiv așa. Bun. Looking good. Ok, și la fiecare material avem să facem și un universal, pentru că acolo sunt mai multe chestii interesante. Programele astea două au atât de multe chestii încât nu știu, mi se pare foarte greu de acoperit cam tot, tot ce poate să ofere. Am zis un universal și practic o să pornească ca unul clasic. Dar o să vedeți că puteți să combinați cu metalic, cu glossy, cu specular, să iasă un material super, super divers. Yep, se numește IOR și este pe lista Pixel and Poly. Ok, bun. Și la materialele glossy, o să ne axăm foarte mult pe ele. Avem acest roughness și face suprafață. Avem un preview la materialul pe care vrem să-l facem, avem aici. Și putem să-l facem aproape total rough sau îl păstrăm glossy și... Dar cel mai realist este... Mergi, te rog. Regula ar fi să ții documentația în alt tab la orice, salvează viața de multe ori. Sure, dacă știi exact ce vrei să faci, un al doilea ecran sau un tab lângă te ajută de fiecare dată, să ai informații despre materialul pe care vrei să-l faci, despre... scena pe care vrei să o compui și de asemenea despre moodboard-ul pe care vrei să-l respecti în continuare legat de live-ul de data trecută. Ok, avem și în layer și practic avem încă o suprafață pe lângă cea de shininess care reflectă lumina din exterior și face această dungă foarte estetic, mai ales pentru materiale glossy. Putem vorbi despre umbre, ai opțiunea în cinema vorbi să exporți umbre în obiect ca PNG, umbra fiind separată de obiect. Sure, chiar există asta. Și puteți să folosiți render passes de la Octane, dar tot asta mai târziu. Și este foarte folositoare ca compositing, dacă vrei să pui elemente 3D pe fotografii, pe videouri, de asemenea poți să faci asta și te ajută foarte mult să reglezi din programe de compositing
cât de evidentă să fie umbra, cât să se muleze pe imaginea sau video pe care tu l-ai deja. Și să-i dai un aspect cât mai realist sau fix cum, sau fix cum îți place ție. La multe din materiale, la opțiune avem varianta de bump și practic este o mapă grayscale care funcționează căutul de parcă ai dat cu lac peste ăla doar. Da, este efectiv o variantă foarte bună pentru, pentru materialele de tip glossy. Îi dă un aspect mult mai curat și mult mai evident dacă nu l-ai foarte evident în scenă. Îi dai puțin sheen și o să iasă mult mai mult în evidență. Ziceam de bump, este o mapă de tip grayscale, unde varianta de mijloc este 50%, iar ce scade sub 50%, o să vă arăt imediat, o să folosim un noise. Și avem aici o imagine, nu știu cât de mare pot să o fac, dar este o imagine alb-negru și practic avem diferite forme în culori, în nuanțe de culori de la alb la negru. Și varianta de mijloc este mereu la 50%, iar ce este peste 50% și se albește, o să iasă în exterior, iar ce este sub 50% o să intre în interior. Această mapă nu afectează în mod direct mesh-ul pe care îl avem, acesta, și practic ne creează o iluzie prin cum pică lumina pe el, cum ar avea o textură anume. O să folosim noise-ul ăsta. Și dacă vedeți aici, forma nu mai este regulată, este puțin adâncită, putem să îi dăm un global scale mai mic ca să fie mai evident. Și practic mesh-ul este același, în schimb în render view arată ca și cum ar fi de altă textură, cum ar avea alte poligoane. Și putem să ne jucăm pe el, avem mai multe tipuri de noise, avem și putem să descoperim foarte multe chestii, cum ar fi acesta de dance. Acesta de dance ar merge foarte bine, în special pe materialul metalic. O să-i dăm un roughness puțin mai mare, acesta e de ajuns și dăm un bump, noise. Deja arată puțin mai rău și cum era dance, ok, bun. Și practic i-am adăugat o textură pe acest material. Putem să modificăm din octaves, din seed, dacă nu ne place exact cum este pattern-ul generat de program, putem să-l schimbăm. Relative scale practic modifică cum îl alungește, îl stretchuiește în funcție de ce selectăm aici. O să-l selectez la 100 by default. Global scale la fel mai mic și putem să-l ducem foarte mic la, nu știu, 1% să fie ceva de genul și cu cât ne apropiem cu atât e mai deformat și 400% unde are deformări mai puțin evidente și în afară de noise poți să adaugi și imperfecțiuni gen praf și zgârieturi. Sigur, o să ajungem imediat și acolo și o să ne folosim de câteva mape de pe Quixel, dar de asemenea putem să facem și noi câteva în Photoshop și putem să le importăm după pe materialele noastre în funcție de ce vrem să ne iasă. Ok, la materialele specular putem să selectăm și dispersia dacă vrem să facem un material de tip diamant care are diferite un material de tip diamant cu o dispersie anume. O să fac transmission-ul alb
Și practic vedem cum avem artefacte de lumină pe aici și face materialul nostru mult mai special. Cum zicea și eu mai devreme, putem să avem o listă de de indicații de IOR de nivelul de dispersie pe care putem să, după care putem să ne ghidăm cât timp facem proiectul. Iar materialul universal, o să avem foarte multe taburi, spre exemplu albedo, specular, metallic. Putem să selectăm materialul cât de metallic vrem să fie, spre exemplu dacă nu vrem să fie 100% ca cel anterior, putem să-i dăm varianta de jumate și practic are un aspect glossy, puțin cu metallic, și o să obținem materiale mult mai mult mai interesante. Și de asemenea, dacă vrem să combinăm materiale cu specular, cu metalic, cu diffuse, materialul universal este mereu soluția. La emission putem să facem să lumineze obiectul pe care îl avem și putem să reglăm puterea, cam cât de luminos să fie. O să-i dăm un surface brightness. Și asta nu e prea evident aici. O să tragem un HDR nou ca să avem totul negru. Și acum, practic, obiectul nostru este luminat. Putem să facem semne de neon, putem să facem foarte multe chestii. În panoul de texture putem să punem o culoare anume cu care vrem să lumineze, spre exemplu dăm verde și acum o să lumineze culoarea verde și putem să vedem și pe obiectele din jur că tot la fel sunt iluminate fix de obiectul acesta. Ok, o să-l șterim pe acesta să avem HDR-ul nostru. Și da, putem să facem asta cu materialul universal, putem să folosim funcția de emission și pe materialul difuz și practic materialul universal combină toate cele toate materialele de mai devreme într-unul singur pe care putem să-l folosim la obiecte complexe, spre exemplu unde avem și vopsea și urme de metal și lemn și tot. Acum o să folosim puțin platforma Quixel ca să ca să luăm câteva obiecte, să ne folosim și de imperfecțiunile despre care ne zicea Diana mai devreme. So, o să-i dau puțin X la asta. Și o să deschid un așa, 2 secunde. Quixel. Ok, intrăm direct pe pagina Quixel și avem la products avem Mega Scans. Iar aici 2 secunde. Explore Mega Scans. Ok. În partea din stânga o să avem surfaces și jos de tot, dacă nu mă înșel, trebuie să avem imperfections aici, bun. Și avem diferite texturi pe care putem să le folosim pe roughness, pe bump-uri, ca să obținem imperfecțiuni, cum ar fi amprente, mai ales dacă vrem să facem un jump, spre exemplu, și vrem să avem amprente pe el, folosind texturile lor, putem să facem asta foarte ușor. De asemenea, dacă sunteți pasionați și aveți răbdarea necesară, puteți să faceți materiale de la zero. Dacă aveți un telefon sau o cameră foto, puteți la fel să faceți texturi de la zero, fără să apelați la site-uri de genul. Să folosesc pe acesta și o să descărcăm varianta 4K, care mi se pare cel mai ok. Super.
Și acum o să-i dau eu un extract la Maps. Și o să avem ceva de genul, o mapă roughness. Două secunde, să o deschid în... Așa, care e tot la fel, e grayscale și avem mai multe informații. Unde este alb, este mai mult în relief, unde este negru, intră în relieful obiectului. Și o să folosim o mapă de genul, pe ce tip de material vreți să-l folosim? Aveți vreo idee, Diana, ai vreo idee? Puteți să facem tutorial pe viitor cum să faceți textură de genul? Sigur. Dacă vreți să învățați asta, sure, putem să facem oricând. O să iau o sferă, de fapt. O să iau o sferă. O să fac toate astea un grup. Și o să le dezactivez. Să ne folosim de sferă de data asta, o să-i dăm mai multe segmente și o să facem un material glossy. Glossy should be good. Ok, o să alegem varianta de diffuse gri ca să avem totuși totul evident. Și o să deschidem Node editor-ul de la Octane. Două secunde să-l fac puțin mai mare. Și o să-l pun aici. Ok. Și o să luăm textura pe care am descărcat-o mai devreme. Și putem să o punem pe roughness. Și în momentul de față s-a schimbat suprafața obiectului nostru. Este mult prea evidentă textura aceasta, o să schimbăm din gama ca să avem imperfecțiuni puțin mai evidente. Oricum mai revenim noi cu întrebări pe grupul la blană de Discord din descriere. Share, nu uitați de canalul de Discord din descriere, îl găsiți mereu acolo și... ajută, ne cunoaștem mai bine, comunicăm. Yeah, arată bine asta. Și acum hai să folosim și o textură pentru bump. Avem frost, grain, grunge, damage. Uite, dacă vrem să folosim materiale de tip metalic, putem să folosim zgârieturi de genul. Chiar arată bine ceva de genul. Ia că folosim ăsta, îi dăm download și vedem cum arată efectiv. Două secunde. Bun, deschidem din nou ăsta și facem, zic să o luăm puțin de la zero, să facem un text. Dezactivăm ăsta. Nu trei. Scriem tot Nvidia. Bun, dar o să folosim total alt font pentru că nu vreau să se supere Florin pe noi și nu știu, o să folosim Montserrat, cred că arată ok. Bun. Tot la fel îi dăm extrude. Arată bine, l-aș face puțin mai așa, super. De asemenea, ce îmi place la chestiile astea, că dacă le păstrăm și nu le transformăm direct spre obiecte, putem să revenim oricând către ele să modificăm cam tot. Așa. Caps. Vreau să modific și îi dăm așa un mic,
mic bevo la Muki și dăm și la object puțin subdivision. Ok, și arată pretty good. Așa, și o să folosim material metalic, altul decât cel de aici. Așa, ni l-a făcut foarte crom. Îi dăm puțin roughness, dar aș vrea sincer să ne jucăm puțin cu el. Și o să luăm ăsta de roughness. Imperfecțiunea pe care am descărcat-o mai devreme. Așa. Și am putea să folosim și ca bump. E puțin cam hardcore, not gonna lie. Așa, arată super ok. Așa, și să mai căutăm imperfecțiuni pe care putem să le adăugăm. Am putea să-i punem un dirt de genul. Așa. Și practic cum am învățat și eu proiectul, cum am învățat să lucrez în programul ăsta, pur și simplu l-am deschis și am încercat fiecare tab în parte și am văzut ce face efectiv. Mă arată super super apocaliptic-ish. Și putem să-i modificăm modul cum se așează textura pe obiect. Uite, cu cubic arată super ok. Yep, it looks nice. Și Quixel ne oferă, pe lângă imperfecțiuni sau suprafețe, whatever, putem să folosim asset-uri 3D, cum ar fi obiecte, plante, ca un bridge pentru majoritatea programelor orientate spre 3D. În special Unreal, știu că folosește foarte mult Quixel Mega Scans. Și nu știu, am putea să-i punem 3D assets, tot avea un cadru natural, am putea să-i punem ceva din natură, nu știu, niște pietre, tot așa în zona asta verde. Puteți să veniți cu idei, though, dacă aveți inspirație. Două secunde să se descarce. Așa, îi dăm extract. Bun, și ce o să facem mai departe? Practic așa o să ne vină tot pachetul cu obiectul. Și avem mapele de albedo, displacement, normal, roughness și diferite obiecte pe level of detail diferit. De la 0 la 5 avem acum, unde 0 este cel mai detaliat și 5 este cel mai puțin detaliat în funcție de cum vrem să optimizăm scena. Acum, pentru că nu avem o scenă foarte complicată, am putea să folosim load 0 și o să-l introducem în scenă și o să-i dăm copy aici și dăm scale. Efectiv, cam cât e. Așa. Poate puțin mai mare. Și am putea să-l și rotim slightly. Nope, mai jos.
should be good. Și putem să-i dăm duplicate dacă dorim și nu vrem să alegem alt asset. Uite ceva de genul. Și acum o să ne folosim de texturile pe care le avem în pachet și o să luăm, spre exemplu, un glossy material. Deschidem Node Editor-ul și pur și simplu o să luăm fiecare map din pachet și o să-l punem în funcție de map-ul fiecare. Ok. Spre exemplu, acesta este map de roughness și o să tragem cu un slider aici. Asta e albedo sau diffuse, care dă culoarea obiectului. Asta e displacement și asta este normal. La displacement trebuie de fiecare dată activat add displacement și o să-l punem direct aici în texture. Pentru că am descărcat niște texturi 4K, o să schimbăm level of detail pe 4096, cred că e de ajuns. Și acum, pur și simplu, drag and drop, luăm obiectul și îl punem, luăm materialul și îl punem pe obiectul pe care l-am inserat mai devreme. Și, practic, avem un model 3D scanat, inserat în scenă. Andrei, zice, poate pui niște rugină. Chiar aș putea să pun niște rugină. De asemenea, QuickSell ne arată și ne are integrat steel surfaces. Uite, are rust, are rusty. Cred că aceasta și am putea să-i schimbăm culoarea vopselei. Yeah, cred că am putea să facem asta. Bun, mergem în extract. Bun, și avem materialele noastre. Luăm materialul metalic. Deschidem Node Editor-ul și putem să-i punem roughness. Normal și așa, bun. Și acum avem un material cu rugină și am putea să-i dăm normalul puțin mai tare. Așa, bun. Yep. Arată ok. Dacă nu suntem mulțumiți de poziționarea HDR-ului, putem să mutăm direct view din slider-ul acesta. Și de asemenea, Octane mai are și un set de lumini care ne ajută și pur și simplu se comportă ca niște obiecte normale și le mutăm în funcție de unde vrem să le poziționăm. Spre exemplu, aș vrea o lumină aici sus ca să iluminăm puțin proiectul. Ok, de asemenea, QuickSell mai are și plante, dacă vrem să adăugăm puține plante în environmentul nostru. Are setul acesta de wild grass pe care îl folosesc destul de des. Și o să folosim doar un asset din ele. Spre exemplu, asta,
Asta e ok. Și dăm download. Extract. Și îl importăm în scena noastră. Este aici mic. Ok, și acum o să-i facem și lui o textură. O să folosim un material universal. Albedo, așa, roughness și translucent, ok. Roughness aici. Opacity. Normal. albedo. Ups. Transul la transmission. Ok, și punem materialul pe obiectul nostru și o să avem asta. Pe care putem să o multiplicăm folosind Octane Scatter. O să închidem pentru un moment Photoshop-ul și Illustrator-ul ca să nu consume foarte multe resurse. Și o să avem surface, o să selectăm ca suprafață, I don't know. Asta, ok. Și o să punem asta aici. Bun, și acum o să ne împrăștie peste tot pe obiectul nostru. O să ne împrăștie obiectul nostru pe toată suprafața pe care am ales-o și practic avem puțină vegetație. Și de asemenea putem să mărim densitatea pe care vrem să o aibă. Ok, și dacă vrem de asemenea să dăm puțin randomness. Uite, putem să selectăm dacă vrem să stea orientat în sus sau în funcție de ce vertex avem pe obiect, în funcție de cum este înclinat obiectul. O să selectăm ca surface direct world material. Nu merge? No, aparent este individual și o să selectăm pe așa, bun, super. Și avem mai multe slidere pe care putem să le folosim ca să customizăm fix cum ne dorim să iasă. Mă gândesc dacă la asta nu putem să schimbăm culoarea roșie de pe vopsea cu un verde. O să deschidem puțin Photoshop. Ok. Și o să deschidem textura pe care am luat-o noi din downloads. Două secunde. Așa, o să luăm asta și încercăm să selectăm doar partea roșie și o să ne folosim de channels pe care le avem. Și alegem una cu un contrast mai mare și văd că channel-ul de verde are un contrast mai mare. O să-i dăm duplicate ca să nu afecteze într-un mod imaginea și dăm edit. Trebuie să fie undeva de
poate să fie level undeva. Adjustments level, ok, super, bom. Și acum folosim sliderele ca să avem, ca să obținem o mapă foarte contrastată de așa, super. Ok, cred că e de ajuns și facem o selecție. Bun, și dăm un solid color și inversăm mapa noastră ca să păstrăm așa, bun, și dăm un verde și folosim un blending mode să vedem cam ce ne-ar ajuta. Color. Ok. Și putem să-i dăm save la map și să-l importăm din nou cu așa, super. Ok, închidem asta ca să nu ne consume foarte mult și schimbăm albedo-ul cu cel făcut de noi. Yes. Ok, și am schimbat culoarea vopselei cu verde, dar pare totuși verde să pare puțin metalic și aș vrea să fie un un glossy de fapt și aici intervine Universal Material. Ok, o să punem ăsta și restul materialelor pe care le mai avem. Ok, bun. Și așa. Putem să folosim asta ca metalic, să evidențiem cumva albedo și ăsta ca normal. And let's see what we got. Yep. Pare mult mai ok, zic eu. Adică nu mai are aspectul ăla metalic pe care l-avea înainte. Așa. Acum mi se pare mult mai ok. Așa, și schimbăm ăsta pe cubic. Cum era. Ok, super. So, yeah. Putem să facem și niște linii care se duc așa printre obiecte și o să folosim un spline de data asta. Două secunde. Spre exemplu, folosim un cerc. Așa, și o să folosim încă un cerc mai mic ca să-i dăm puțin grosime la obiect. Și dacă ne folosim de tool sweep și tragem aceste două obiecte împreună, avem un mic halo. Așa, să ai ca așa, bun. Putem să-i dăm numărul de monkey să fie mai dese, să pară mai ok și tragem în ăsta luminos. Dezactivăm lumina de deasupra, dacă și găsesc, bun.
Ce nu v-am arătat este camera și efectiv camera de la Octane și avem acest crosshair și pur și simplu îl activăm. Când este alb, așa este activat, când nu este random, oriunde. Și avem ilustrația asta mică care ne arată unde este camera poziționată ultima dată. Și dacă suntem, spre exemplu, aici și dăm activate la camera, efectiv o să ne pună în poziția în care am lăsat camera ultima dată. Și acum putem să poziționăm puțin camera cum am vrea noi. Două secunde. Și facem ceva de genul. În live view-uri putem să blocăm camera și gen când ieșim din camera din viewport, putem să ne mutăm aici și să edităm poziția fiecărui obiect ca să ne fie mai ușor să ne mișcăm fără să fim constrânși de unde este camera poziționată în momentul ăla. Dacă ai face acel cerc luminos mai mic să treacă cumva prin litere, da, încerc să-l poziționez acum într-o poziție mai ok, să-i schimb puțin unghiul ăsta că nu e ok. 0. Bun. Și practic o să îl înclin puțin, să-l aduc puțin în centru. Mai mutăm puțin HDRI-ul. Acum intrăm din nou în cameră și o poziționăm din nou. Și de asemenea, dacă nu suntem mulțumiți de cum este poziționată camera sau ce focal length are, putem să-l schimbăm aici ca în fiecare, ca la o cameră obișnuită. Spre exemplu, avem super wide, avem wide angle, avem inclusiv tele, dacă vrem să fotografiem ceva mai interesant. Eu o să merg clasic pe 36 de milimetri sau chiar pe normal, pe 50, da, cred că ar fi ok. Poți să pui niște zăpadă peste pietrele să potrivească cu fundalul. O să încerc ceva de genul, dar din moment ce am pus iarbă peste nu prea văd sensul zăpezii. But I get it. Ok. Folosim ceva de genul. Și mutăm cam cum ne-ar fi nouă mai ușor. Blocăm din nou camera, ne mutăm. Și putem inclusiv să mutăm obiectele astea. Dacă considerăm că nu sunt așezate ok. Oh, iarba a rămas pe loc. Ok. Și la final, dacă vrem să randăm totul, două secunde să fac asta mai mic, să-i dau un 5. Iarbă și zăpadă, nu mai zic nimic. Ok. Bun. Putem să selectăm de aici Alpha Channel
Și practic o să ne randeze doar partea de obiecte, nu o să mai randeze și fundalul. Falloff Node Connector 90 din Stunt Snow. E o tehnică foarte bună. O să o folosim și pe viitor. Și am putea, ca să optimizăm scena, activez de fiecare dată meniul ăsta, Adaptive Sampling. Și urmăresc canalul de noise ca să văd exact în ce stadiu este și când se face așa verde înseamnă că avem mai puțin noise în scenă. Și aștept de obicei să văd zona în care este cel mai mult noise, spre exemplu pe piatra aceasta, și iau un mic rectangle și randez doar partea aceasta și sunt cu ochii mereu pe sample-ul la care se face verde total. O să-i dau puțin refresh. Zic că 1500 ar fi de ajuns. Și dăm din nou. Activăm din nou camerele ca să nu avem probleme. Da, și timpul de randare este automat mai scurt și mai ok. So, yeah. Și din punct de vedere al randării, selectăm renderul Octane Render, rezoluția la care vrem să-l randăm, unde-l salvăm, de asemenea dacă vrem să randăm neapărat cu Alpha Channel trebuie să activăm Alpha Channel și de aici, ca să nu avem probleme. Și cum a zis și Florin mai devreme, putem să randăm efectiv doar anumite părți din randarea noastră. Spre exemplu, putem să randăm umbrele și efectiv avem aici map de umbre și se randează ca pass-uri și pur și simplu le folosim după în compositing dacă vrem să reglăm cât de evidentă să fie umbra. Ia, ce mai avem pe aici? Uite, avem emitters și o să ne randeze individual și partea asta verde, cel cu acesta pe care l-am făcut. Și pur și simplu dăm enable la render AOV group, îi dăm un nume, o cale unde să randeze și pretty much this is it. Dacă mai aveți alte curiozități cam ce am putea să facem în Cinema 4D, sure, mai avem timp. E toamnă târzie. Da. Chiar e toamnă târzie și am putea să căutăm chiar un HDRI de toamnă. Ia stai să ne jucăm puțin. Poly Heaven. De asemenea, dacă intrați pe Discord, avem și o secțiune de resurse unde putem să lăsăm și obiecte și HDRI-uri, chestii interesante pe care le găsim. Și găsiți acolo cam tot și puteți să întrebați printre membrii, poate are cineva o chestie pe care o căutați și așa împărțim toți din asset-uri. Ok, luăm un HDRI de afară și poate găsim ceva de toamnă. Maybe. Yep, fix asta, efectiv, e pădure. Îi dăm download. Așteptăm să se descarce. Și o să facem un HDRI nou și o să luăm de aici. Ok, bun. Și acum o să dezactivez puțin Alpha Channel-ul. Să arăt scena și practic orice obiect este iluminat din HDRI
Și asta ne oferă și puțin realism în scena noastră, să activez puțin și astea. 2 secunde. Trebuie să actualizez de fiecare dată. Ba, bun, super. Densitate puțin mai mare. Și arată. Dacă facem un setup de lumini, le putem ascunde din Redder View. Sigur, putem să le ascundem. Și luăm ca exemplu o lumină. Și o îndreptăm puțin spre noi. Și dacă ne place cum iluminează, spre exemplu, textul de aici, dar nu ne place cum arată în cameră, putem să îl dăm de la Visibility și să debifăm Camera Visibility. Și în momentul ăsta putem să mutăm în continuare și să modificăm lumina, însă nu putem vedea pe cameră în Render View. De asemenea, putem să ascundem chiar umbrele sau general visibility și practic îi face o opacitate mai mică. Dar cu biface asta zic că rezolvăm tot. De asemenea și la lumini putem să folosim culori și să îi dăm, de exemplu, tot la fel în verde. Așa tot ceva de toamnă. Dezactivăm asta. Și o punem undeva de genul. So, yeah. Ne mai rămâne să apăsăm render și proiectul nostru este finalizat. Sper că am acoperit o bună parte din lucrurile pe care le-am discutat astăzi. În continuare, dacă aveți întrebări, puteți să mi le adresați atât pe Instagram, cât și pe serverul de Discord. Ne găsiți aici de fiecare dată, doar lăsați un mesaj, dați mention în caz că nu am văzut mesajul și ne auzim acolo de foarte multe ori. Puteți să-mi dați mesaj pe Instagram, vă răspund. Dacă aveți întrebări și vreți să le discutăm în live-urile următoare, sure, putem să facem și asta. Ok, cam asta a fost tot. Mi-a părut bine să fiu aici, să fiu alături de voi și sper să ne revedem curând. Ne auzim și spor la cafeluță. La revedere! Ciao!